Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, păcatul este cea mai gravă boală a sufletului uman. Sunt atâtea boli grozave, boli care se ceră multe vieți, dar niciuna nu este asemenea păcatului. Dacă bolile celelalte afectează trupul nostru, păcatul afectează sufletul. Dacă bolile obișnuite sau neobișnuite pot cauza suferința și apoi moartea trupului, păcatul cauzează suferința sufletului și, în cele din urmă, moartea veșnică. Semnalam data trecută asemănarea pe care Biblia o face între lepră și păcat. Astăzi continuăm cu prevederile pe care Dumnezeu le comunică poporului evreu cu privire la această groaznică boală. Să învățăm deci împreună cu poporul lui Dumnezeu care sunt lucrurile pe care trebuie să îngăduim Duhului Sfânt să le schimbe în viața noastră. Să ne întoarcem deci la capitolul cu numărul 13 din Cartea Levitic. Înainte de aceasta însă, să observăm ceea ce le spune Apostolul Pavel Efesenilor în capitolul 2, în primele două versete. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Am citat aceste cuvinte pentru că aici este indicată situația în care se află fiecare dintre cei care nu acceptă mântuirea oferită de Dumnezeu prin intermediul Domnului Sus. Este o stare pe care oamenii nu o simt în condiții obișnuite, o boală care nu are simptome îngrijorătoare la început, dar care are consecințe groaznice când este deja prea târziu. Să ne întoarcem acum la câteva asemănări dintre lepră și păcat. Mai întâi, lepra nu provoacă durerea scuțită, de nesuportat, așa cum este cazul altor boli. Lepra îl face pe om trist și agitat. Păcatul produce la rândul lui agitație, neliniște și tristețe, de altfel foarte evidente în cultura modernă. Oamenii vor să se distreze, vor să râdă pentru că sunt triști. Mulțim de oameni se înghesuie în cluburile de noapte, în sălile care au loc spectacole de divertisment, dar priviți cu atenție chipurile triste cu priviri goale. Priviți mașinile pline de oameni neliniștiți care se îndreaptă spre nicăieri. Aceasta este o generație care nu-și găsește liniște. Aceasta este lepra. În cele din urmă, păcatul aduce o persoană în punctul în care nu mai are niciun sentiment. Așa cum a spus și Pavel de altfel. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Acești oameni sar într-o stare de tristă mulțumire. Ei pot ajunge să fie însemnați cu fierul roșu în cugetul lor, cum spune tot Apostolul Pavel în prima epistolă adresată lui Timotei, capitolul 4, versetul 2. A Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însăși cugetul lor. Apoi, se credea că lepra este ereditară. Fie că acest lucru este real, fie că nu, păcatul oricum este ereditar. Păcătoșii nu pot aduce în lume altceva decât alți păcătoși. Unde educația presupune că natura morală a omului poate fi îmbunătățită, creștinismul tradițional afirmă că natura morală a omului este coruptă sau absolut rea. În timp ce educația afirmă că un agent uman exterior Poate avea un rol activ în îmbunătățirea morală a omului. Creștinismul tradițional afirmă că acest agent este Dumnezeu. Dar chiar și atunci, natura morală a omului nu este îmbunătățită, ci schimbată cu una nouă. În sfârșit, lepra și păcatul îl despart pe om de Dumnezeu. Poate că nouă ni se pare o cruzime faptul că leprosul era alungat și din mijlocul comunității, și din cortul întâlnirii. Se ne aducem aminte că Dumnezeu este sfânt, el este autorul neprihănirii și al curățirii. Prin urmare, lepra este un simbol potrivit pentru păcatul care îl desparte pe om de Dumnezeu. Versetul 2 al capitolului 59 din cartea Isaia ne spune așa: Cine voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte în Noul Ierusalim, păcătosul neiertat și necurățit este alungat din prezența lui Dumnezeu, după cum aflăm din Cartea Apocalipsa, capitolul 21, versetul 27. Nimic în tina nu va intra în ea, nimic care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în Cartea Vieții Mielului. Sau, tot în Apocalipsa, în capitolul 22, versetul 15, Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvari, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Așadar, lepra reprezintă un simbol perfect pentru păcat. Este un păcat vizibil în trup. Preotul trebuia să-l cerceteze pe lepros și să-l declare necurat. Într-un mod similar, marele medic privește neamul omenesc și îl declară necurat. El procedează astfel pentru ca noi să putem veni la El pentru curățire. El este gata să-L atingă pe lepros și să-L curățească. Am făcut aceste comentarii înainte de a începe să studiem mai departe acest capitol, pentru că este important să vedem analogia dintre lepră și păcat și să înțelegem lecția spirituală pe care Dumnezeu ne -o oferă aici. Nu se vorbește prea mult despre păcat astăzi și, totuși, problema noastră de bază este păcatul. Revenim acum la versetul 4 din capitolul 13 al cărții Levitic. Dacă pe pielea trupului va fi o pată albă, care nu se arată mai adâncă decât pielea, și dacă părul nu s-a făcut alb, preotul să închide șapte zile pe cel cu rana. Din acest verset vedem că nu era nicio grabă în luarea unei hotărâri. Dumnezeu este încet la mânia în relația sa cu noi. Dumnezeu este răbdător și de fiecărui păcătos ocazia să se pocăiască. Vă mai amintiți ce spune capitolul 34 din cartea Exod? Acolo este vorba despre răbdarea lui Dumnezeu. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și la al patrulea neam. Acesta este un fragment din Vechiul Testament. Ne arată ce spune Noul Testament despre răbdarea lui Dumnezeu. Versetul 9 din capitolul 3 al celei de-a doua epistole a lui Petru. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dar să revenim la ceea ce trebuia să facă preotul. Preotul trebuia să-l închide șapte zile pe cel suspect de lepră. Chiar dacă el îl suspecta de lepră pe acel om, trebuia să aibă răbdare cu el. În aceeași manieră, Dumnezeu a închis lumea în carantină din cauza bolii păcatului. Iată ce spune Pavel în epistola adresată romanilor, la capitolul 11, versetul 32. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. Dumnezeu a închis această lume pe toți oamenii din ea în carantină, adică i-a izolat și el nu va permite omului să ajungă prea departe în acest univers. Mi se pare amuzant faptul că atunci când s-au întors astronauții de pe lună, au fost controlați să se vadă dacă nu cumva au adus cu ei vreo boală pe pământ. Avem atât de multe boli aici, pe această planetă, încât nu știu dacă au mai rămas altele și în restul Universului. Dumnezeu a trecut pământul în carantină, dar tot El este cel care se îndure de noi. Versetul 5 din capitolul 13, cartea Levitic. A șaptea zi, preotul să-l cerceteze iarăși. Dacă îi se pare că rana a stat pe loc și nu s-a întins pe piele, preotul să-l închidă a două oară încă șapte zile. După șapte zile, preotul îl cercetează din nou pe omul în cauză și dacă persistă nesiguranța, pacientul este pus în carantină pentru încă șapte zile. Nu se lua nicio decizie în grabă. Ar trebui să învățăm de aici că nu trebuie nici noi să ne grăbim și să emitem judecăți pe adresa altora este un lucru grav să acuz pe nedrept un al necredincios. Pavel i-a spus lui Timotei, împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. El ne avertizează și în privința faptului că, în vremurile de sfârșit, vor fi mulți care vor aduce acuzații false. Și lucrul acesta se întâmplă. Versetul 6 Preotul să-l cerceteze a două oară în ziua șaptea, dacă rana a mai scăzut și nu s-a întins pe piele, preotul va spune că omul acesta este curat. Este o pecingine. El să-și spele hainele și va fi curat. Dacă rana din piele nu se răspândea în 14 zile, ci se prezenta mai bine, evident că nu era vorba de lepră și omul era declarat curat. Acestea erau cuvinte dulci pentru cel în cauză și cu siguranță că la auzul lor putea cânta un cântec de bucurie. Nu mai era nevoie să fie despărțit de cei dragi, deci se putea întoarce acasă. Amintiți-vă că Domnul Iisus l-a atins pe leprosul care a venit la el și l-a curățit. Mai mult decât atât, el le spune leproșilor spiritual că păcatele le sunt iertate. Domnul Iisus a vindecat boala fizică pentru a demonstra că el este mântuitorul care poate ierta păcatele. Farisei și cărturarii au întrebat, cine poate să ierte păcatele în afară de Dumnezeu? Mai întâi, Isus i-a spus omului paralizat că păcatele sunt iertate. Apoi a spus: Ca să știți că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele, Ție-ți poruncesc, a zis el sălbănogului: Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Este episodul din Evanghelia după Luca, capitolul 5. Este important să recunoaștem faptul că Domnul Isus are autoritatea de a le face pe amândouă. Să ne întoarcem la bolnavul de lepră. Dar dacă pe cinginea s-a întins pe piele, după ce s-a arătat el preotului și după ce acesta l-a declarat curat, să se mai pună încă o dată cercetării preotului. Preotul îl va cerceta. Dacă pe cinginea s-a întins pe piele, preotul îl va declara necurat. Este lepră. Aceasta este fața întunecată a imaginii. Este cea de-a treia încercare. Îi dă Dumnezeu omului a doua șanse? Dragi prieteni, Dumnezeu va da omului și o mie de șanse dacă de atât este nevoie. Dar până la urmă trebuie dat un verdict. Omul era declarat lepros și era îndepărtat. Gândiți-vă la contrastul dintre situația celui declarat lepros și cea a omului care după șapte zile a fost declarat curat și trimis acasă, după ce așteptase cu înfrigurare sentința. Viața acestui om a fost cu totul alta din acel moment. El a fost declarat curat și a trăit curat. Există oameni care își fac o profesie din a fi convertiți. Ei fac față cercetării pentru o vreme, dar în cele din urmă boala a păcatului va izbucni în toate simptomele sale înfricoșătoare și este evident că ei sunt necurați. Ioan vorbește despre acest lucru în prima sa epistolă, capitolul 2, versetul 19. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Apostolul Petru descrie acești leproși morali și necurați prin comparația cu un câine care se întoarce la ce a vărsat sau o scroafă spălată care s-a întors să bălăcească în mocirlă. Iată ce scrie. Cu ei s-a întâmplat ce spune zica la adevărată. Câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Este vorba despre versetul 22 din capitolul 2 al celei de-a doua epistole a lui Petru. Chiar dacă aceste comparații sunt puțin cam dure, ele reprezintă o realitate care nu trebuie ignorată. Ajungem acum la diagnosticarea unui caz vechi de lepre. Când se va arăta o rană de lepre pe un om, să-l aducă la preot. Preotul să-l cerceteze și dacă are pe piele o umflătură albă, dacă umflătura aceasta a făcut ca părul să se albească și în umflătură este și o urmă de carne vie, atunci pe pielea trupului omului acestuia este o lepră învechită. Preotul să-l declare necurat, să nu-l închidă, căci este necurat. Acesta este un caz mai vechi de lepră, cu alte cuvinte, un caz de lepră cronică. Nu mai era nevoie ca un astfel de om să fie ținut sub observație pentru că, în mod clar, era un caz de lepră. Unii oameni sunt păcătoși atât de împietriți încât până și prietenilor lor cei mai apropiați le spun acest lucru. În această categorie intră mafia spirituală, ucigașul, hoțul, alcoolicul și drogatul. Acești oameni trebuie a păcatului lor și numai un remediu supranatural i-ar mai putea ajuta. Cel care merge la biserică lustruit și elegant, dar care este nemântuit nu crede că are lepră nu suportă să i se spună că este un păcătos pierdut păcătosul recunoscut este mai ușor de atins cu mesajul evangheliei decât acest obișnuit al bisericii primul știe că are lepră că este bolnav dar cel din urmă nu crede că are așa ceva dacă lepra va face o spuzeală pe piele și va acoperi toată pielea celui curana, din cap până în picioare, pretutindu-mi pe unde își va arunca preotul privirile, preotul să-l cerceteze și, dacă va vedea că lepra a acoperit tot trupul, se declare curat pe cel curană, fiindcă s-a făcut toată albă, el este curat. Dar în ziua când se va vedea în el carne vie, va fi necurat. Când preotul va vedea carnea vie, să-l declare necurat, Carnea vie este necurată, este lepră. Dacă se schimbă carnea vie și se face albă, să se ducă la preot, preotul să-l cerceteze și dacă rana s-a făcut albă, preotul se declare curat pe cel cu rana. El este curat. Această secțiune dezvăluie un alt aspect al leprei cronice. Chiar dacă întregul trup este acoperit, aceasta nu înseamnă neapărat că acel caz este fără speranță. Afirmația pe care trebuie să o remarcăm aici este aceasta. Dacă se schimbă carnea vie și se face albă, pacientul este declarat curat. Aceasta pare să indice foarte clar faptul că niciun păcătos nu este fără speranță. Poate că la așa ceva s-a gândit Isaia când a scris Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, nu ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Se versetul 15 din capitolul 1 Dar apoi urmează invitația marelui medic în versetul 18. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Vindecarea pe care o oferă Dumnezeu este una completă. Niciodată nu vor mai rămâne sechele. Observați că adevăratul simptom și semn distinctiv al leprei este carnea vie. Biblia are foarte multe de spus despre carne, chiar și despre cea tradusă prin firă și acum se manifestă în omul credincios. Iată ce spune versetul 12, capitolul 6 din Cartea Geneza. Dumnezeu s-a uitat pe pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Versetul 63, capitolul 6 din Evanghelia după Ioan. Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic, cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Versetul 18, capitolul 7 din Romani: Știu, un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, cei drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Sau în epistola către în capitolul 2, versetul 3. Între ei eram și noi, toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre, și eram din fire copii ai mâiniei, ca și ceilalți. Versetul 3, capitolul 3 din Epistola către Filipeni Căci cei tăiați în prejur suntem noi, car slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Sau, Iuda, în versetul 23, căutați să mântuiți pe unii zmulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Din aceste versete putem deduce următorul lucru. Carnea vie este firea veche care a fost judecată la cruce. Când se manifestă într-un credincios, Dumnezeu trebuie să o judece. Carnea nu poate fi niciodată pe placul lui Dumnezeu. Numai ceea ce este produs în viața celui credincios de către Duhul Sfânt poate fi primit înaintea lui Dumnezeu. Dar să revenim acum la Levitic. Când un om va avea pe pielea trupului său o bubă care a fost tămăduită și pe locul unde era buba se va arăta o umflătură albă sau o pată de un alb roșiatic, omul acela să se arate preotului. Preotul să-l cerceteze, dacă pata pare mai adâncă decât pielea și dacă părul s-a făcut alb, protul să-l declare necurat. Este o rană de lepră care a dat în bubă. Dacă protul vede că nu este păr alb în pată, că ea nu este mai adâncă decât pielea și că a mai scăzut, să închidă pe omul acela șapte zile. Dacă s-a întins pata pe piele, protul să-l declare necurat. Este o rană de lepră. Dar dacă pata a rămas pe loc și nu s-a întins, este semnul rănii uscate unde a fost buba. Preotul să-l declare curat. Aceste versete oferă detalii cu privire la cercetarea unei bube. Ea era controlată de un preot din cauza posibilității de a fi punctul de declanșare al leprei. Era un fel de rană care putea deveni canceroasă. Cercetarea respecta aceeași pași ca în cazul unui caz nou de lepră. Dacă părul din rană era alb și rana era mai adâncă decât nivelul pielii, aceasta era o indicație a faptului că situația se agravase. Cele șapte zile de inspecție permiteau preotului să determine direcția în care va evolua rana. În aceeași manieră, dragi prieteni, păcatele se pot întoarce în viața noastră. Este de aceea nevoie de observație, de inspecție. Este de aceea nevoie de confruntare cu cuvântul lui Dumnezeu, este nevoie de acea confruntare cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Cel care se apropie de noi prin conștiința noastră și ne spune: Cum ne vede Dumnezeu? Fie ca întotdeauna să rămânem sub autoritatea lui Dumnezeu, care ne va atenționa cu privire la păcatele noastre, dar ne va da și iertarea și vindecarea. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.